vorbești, ce faci tu în seara de Crăciun? Eu în seara de Crăciun, eu umblu cu colindatul și... Pe cine îți place ție să colinzi cel mai mult? Mie îmi place cel mai mult să colind rudele. Pe cine? Pe bunica? Pe cine? Pe nana? Da, pe bunica, pe nana, pe... Și cu cine mai mergi tu cu colindul? Eu mai merg cu colindul cu fratele, cu prieteni sau cu verișori. Și ei știu să colinde? Știu. Dacă îi ajut să învețe, știu. Și când îi ajuți tu să învețe? Seara, uneori, ziua. Dar cine cântă cel mai frumos? Tu, nu? Toți. Toți cântați frumos? Da. Și după aia o să vii acasă, i-ai scris moșului? Încă nu. Încă nu i-ai scris, dar uite, noi îl cunoaștem pe moșul și să vedem ce vrea tu să-ți aduc. O să-i spunem noi lui. Eu ar vrea să-mi aducă... Nu știu. O jucărie, un golac? O jucărie. Ce fel de jucărie? O mașinuță mai mare. Dar de ce o mașinuță mai mare? Că mie îmi place să mă joc cel mai mult cu mașinile. Și ce fel de mașini? Cu ce fel de mașini te joci tu? O rabă mai mare, așa și... și excavator. Aleș, dar tu cu ce crezi că vine moșul? Cu ce ajunge moșul aici la Borca? Eu cred că cu Reni. Cu Reni? Și cu Sania. Și faptul că ești aici, la munte, asta înseamnă că moșul va veni mai repede. Da, că moșul... Pe aici am mers mai repede pe munte. Dar ai fost cu minte? Da. N-ai supărat-o deloc pe mama? Nu prea. Și nici la școală? Nu. N-ai supărat pe nimeni? Nu prea. Rareș are 8 anișori și este unul dintre sutele de copii de pe Valea Bistriței, pentru care sărbătorile de iarnă reprezintă cele mai frumoase momente din copilărie. Este cel mai mic membru al ansamblului Izvoarele Borcutului, înființat într-una dintre cele mai frumoase localități din județul Neamț, cu priveliști care îți taie respirația. Borca ne amintește de Vitoria Lipan, de drumul talienilor și de poveștile tulburătoare descrise de Mihail Sadoveanu. Comuna este formată din satele Borca, Lunca, Mădei, Pârâul Cârjei, Pârâul Pântei, Sabasa și Soci și se află în extremitatea nord-vestică a județului Neamț, la limita cu județul Suceava, pe malurile Bistriței, acolo unde aceasta primește apele afluenților Borca și Sabasa. Pâinea sunt și intră toată, și-ntra sunt mai mare toată. Plină merge cer cu papuși de cer, cu tocoțălit am vinit. Să facem urare pentru fiecare viață, Cristian la mulți ani. Este extraordinar, emoțiile pe care le transmit sunt de neexplicat. Vin de fiecare dată devotamentul, interesul cu care au lucrat în permanență, se vede de departe prin toate aparițiile lor impecabile și crescând alături de acest ansamblu, pot să vă spun că tot ce au făcut acești oameni au făcut cu sufletul și tot ce au transmis a fost la cote înalte. Bine v-am găsit, dragii mei! Vă poftesc în țara mea din Tribraz! Aici unde cerul e mai albastru, iarba e mai verde și apa e mai reașe, să colindați pipoteșile din munță stânișoarei, pe urmele Victoriei și al unui Nichifor Lipan, să vă scaldați frunțele în soare pe creastele semețe, unde vă puteți întâlni cu șerbi falnici și zgârii norii cu coarnii lor și cu colși de munte și-și spală penele în roa dimineților de toamnă.
să ascultați iarba cum crește și cum clipoșesc izvoarele cu api limpizi ca lacrima, să culegeți stele cu mâna de pe vârful budacului, să împletiți curunițe celor dragi, să vă amintească de noi și de plaierile noastre, și apoi să gustați din bucatele alese pregătite de cele mai pricepute și mândri gospodine și din rachiu aprig amestecat cu fructe proaspete de pădure, de flăcăi cu brațele tari, care știu a lucra cu toporul și coasa, dar și-a învârtit hora la zi de sărbătoare, când scot din lăzile cu zeastre straile populare purtate cu atâta mândrie de străbunii noștri. Dar hai să întindem horă mare să ne veselim și să vă așteptăm pe la noi în Borca cu pastramă și cu gin. Cele mai frumoase sărbători din an sunt cele de iarnă. Astăzi ne aflăm la Borca. Aici este un loc minunat și mare a fost surpriza să descoper un coleg de liceu. Bună, Mihai! Bună, Magda! Eu nu-mi imaginam când eram noi în liceu că tu vei fi pasionat de folclor. Și nici eu nu-mi imaginam că ai subit cu microfon să-mi iei interviu. Nici eu. Dar vremurile
Nu știm viitorul, nu-l cunoaștem niciodată. Totdeauna viața ne oferă surprize și cu atât mai frumos este când sunt surprize plăcute. Ca cea de astăzi, când ne-am revăzut după 30 de ani, cred. Da. Ai un costum extraordinar. Da, îl moștenesc de la taică meu, tatăl meu. Dumnezeu să-l odihnească, de un an de zile a plecat. Noi l-a făcut când avea 18 ani. Așa era modelul, așa era tradiția la 18 ani să-și faci costum. Costum, era o mândrie pentru ei că nu mai sunt copii, că sunt majori. Așa sărbătoreau ei majorat. Ce te face să duci tradiția asta mai departe? Voi aici sunteți rude. Da, coincidența cred că a făcut ca să fim verișori. Toți suntem verișori între noi. Și ne-am întâlnit prima dată poate din joacă, de la liceu, chiar de la școala gimnazială am început, de la clasa a 6-a, a 7-a, era o trupă de dansuri, am intrat și de atunci tot ne-am schimbat, tot am început, am mai luat o pauză și iar am început. Și acum poate, nu știu, sunt ani de zile, ani, de 25 de ani, cred că avem, de când suntem împreună. Sunt aici la Borca niște peisaje de vis. Muntele Budacu, Găina. Da. Ai fi plecat? Eu am plecat la Iași. Tu ai rămas aici. Am rămas. Am plecat și eu puțin perioada așa din viață, pe aici, pe acolo, dar m-am reîntors, mi-am terminat o familie și chiar sunt mândru că trăiesc la Borca. E superb. Na, poate fiecare își iubește locurile natale, dar pentru mine Borca e ceva care... Nimic nu a să mă facă să părăsesc odată Borca. Poate când o să plec sus. Soția, da. Sprijiniți mult pe Mihai, foarte nu? Mult. Foarte mult îl sprijin, tot așa cu tradițiile și cu obiceiurile noastre de la Borca. Cum e aici de sărbători? Foarte frumos. Chiar sunt foarte bucuroasă că tot așa trăiesc în Borca Neamț și ducem obiceiurile mai departe. I-ați învățat și pe cei mici? Da, i-am învățat, sunt care sunt plecați la facultăți, care au fost la dansuri cu noi. Dar după ce vor termina facultățile, poate unii dintre ei se vor întoarce? Sau dacă nu, vor duce tradițiile mai departe. Da, vor duce ăștia mici tradițiile, că ea nu știu dacă mai duc tradițiile mai departe. Și dumneavoastră sunteți foarte pasionat. Poate mi-explicați puțin de costum. Și de pană, că pana de la pălărie vă diferențiază de cei de la Broșteni, de cei de la Poiana Ateiului. Da, pana de fazan la Borca era o mândrie. Cu cât era mai lângui, cu atât era mai geambaș, se spune. Asta ne diferențiază pe noi de la Borca, unde mergeam pe la spectacole, pe evenimente, dacă nu ne găseam, ne uitam așa peste oameni să vedem penele. Ne regăseam. Era și un punct de reper. Da, costumele, cum spunea și Mihai, miluți, cum îi spunem noi, costumele astea se făceau în tinerețe, la 18 ani, costume de mire, se pregăteau pentru căsătorie, costumele cu mărgele. Astea care le vedeți pe noi, erau costume de mire. Curelele, tot așa, chimirele, le pregăteau cusute tot cu mărgele. La noi nu s-au cusut aici în Borca curele. Cusute undeva pe la Bistrița, Năsăud. Costumele la noi sunt cusute aici în Borca. Din păcate nu mai sunt femei, meșteri să le mai facă. Le păstrăm așa cum putem. Costumele au 60-80 de ani. În fiecare an de sărbători le scoateți? Le scoatem. De sărbători obligatoriu. De sărbători le scoatem. Mergem cu colinda, cu uratul, mai dansuri, mai pe la rude, pe la neamuri. Ia de la Borca nu se aseamănă cu cea de la Poiana Teiului sau de la Crucea sau de la Hangu? Parțial cred că ar exista similitudini. La Borca predomină culoarea roșie, altița care este pe verde și modelul acesta geometric. Dar roșu în special, dispus modelul longitudinal, moștenim un pic din
zona și de la Broșteni, pentru că o bună perioadă de timp zona aceasta a ținut de regat și atunci influența se cunoaște. O să regăsiți. Foarte multă lume confundă Bucovina cu Broșteniul și cu această zonă. Da. Ori noi aici ne aflăm în regat. Cred că am fost. Încă suntem. Suntem, da. Mai de mult ea era crescută, era cusută pe pânze de casă, acum se mai găsește și pânze de calitate, nu la fel de bună, nu se întreține la fel de ușor, însă ce avem moștenit de la bunici, de la străbunici, foarte, foarte, foarte vechi aceste costume, se păstrează și acum, chiar și culoarea este mereu vie, oricât de mult le-am călcat și le-am apretat. E, spre exemplu, și Catrința. Da, Catrința are roșu, negru și partea albă care se țese cu mătase, destul de sensibil așa l-a purtat cu mare grijă, dar vie. Dumneavoastră sunteți pasionat de muzică, de cântec. Când ați cântat prima oară? Eu când e mic copil, să zic așa. Am cântat și la școală, și în armată, și la liceu, dar erau alte vremuri, era timpul Ceaușescu și erau regizate total melodiile, nu puteai să cânți cum am cântat aici, de țărânească, de ciobănaș, de trebuia să cânți altceva. Și după armată mi-am înființat o mică formație cu care am mers ani de zile la cântat și la nunți, la petreceri. Și activând în ansamblu cu colegii mei, trebuia și cineva să cânte o melodie populară. Unde mergeam în spectacole, trebuia cineva să cânte. Și m-am hotărât, mi-am registrat 14 melodii cu ansamblu Ciprian Porumbescu, cu orchestra. Dar ce e frumos că în versurile dumneavoastră vorbiți de locurile de aici. Păi chiar asta a fost interesul, să promovez zona de aici, satul nostru, comuna noastră, că e foarte frumoasă. Și chiar am vrut să pomenesc găina, să pomenesc Budacul, Bistrița și tot ce avem noi aici frumos. Da. Doamna, o să întreb, cum era Crăciunul aici în copilărie? Era, chiar era Crăciun. Nici acum nu s-a pierdut tot din ce înseamnă Crăciun. Erau iernile pline cu zăpadă, noi mai mulți decât copiii astăzi, și plecați de cu seară pe la case. Fiecare unde își avea teritoriu cu colinda, ne adunam mai mulți cât se puteau. Și mergeam, unde ne primea, unde nu, plecam mai departe, peste ogoare aveam noi cărările noastre, peste pârlazuri, nu mergeam pe drum, pe uliță, eram așa, de-a dreptul. Și toată lumea era fericită. Primeam bănuți, eram cei mai fericiți. Când ajungeam acasă să-i numărăm, aceia erau foarte important. Mai vin copiii aici în zonă? Vin, dar nu așa mulți. Chiar de la an se diminuează. Asta. Și când îi vedeți că voi intră pe poarta acasă? Mă emoționez, clar. Chiar am emoții sincere când îi aud că vin și chiar vreau să mai colinde și să meargă mai departe cu tradiția. Că e tradiție până la urmă. Da, era alte vremuri, dar totuși nu s-a pierdut. Și poate nu-i totul pierdut, poate renuie. Noi sperăm. Cu ajutorul dumneavoastră nu o să se piardă tradițiile. Ce vă amintiți din copilărie de Crăciun, de anul nou? Cele mai frumoase amintiri, lăsând la o parte materială, bănuțe, o vecină, ne aștepta cu colăcei. Deci, efectiv, stătea toată seara, făcea colaci, frământa, dădea la cuptor. Stăteam la rând pe pridvorul casei și așteptam să scoate colace. Deja nu mai colindați. Știu că ați colindat, ați fost, ați surat. Numai 5 minute, 10 minute așteptați să scot colăceie, să vă dau un colăcel cald, spuneți băda proste și plecați mai departe. Nu știu dacă mai mare bucurie de a primi un ban sau primi un colăcel cald. Deci, fometați și înghețați în zăpadă, chiar era raiul. Se mai fac acum colăcei aici, în seara de Crăciun? Da, se mai fac, încă se mai fac. Dar mai puțin, nu ca înainte. Acum copiii, sincer, nu mai apreciază colăcelul. Dacă
Dar prietenii, turiștii care vin în zonă. Da. Primesc cu mare drag și un colocel din partea noastră. Și ce vă amintiți din seara de Crăciun? Ce să ne amintim? Bucuria de a ne strânge toți la masă, cu bucatele tradiționale, sarmale, cu produsele de la Purcel. Moș Crăciun, bineînțeles. Îl așteptăm și pe Moș Crăciun. Da, de la mic la mare. Dar ce vă unește? Ce vă motivează? Sunteți frumoși? Duceți tradițiile acestea mai departe? Nu știu, poate locul în care ne-am născut. Poate, nu știu, noi simțim că, că aici la noi nu mai e nicăieri. Nu știu, poate fiecare apreciază locul în care s-a născut mai mult decât alte locuri, dar noi suntem chiar norocoși că ne-am născut într-o așa zonă. Băi, fișor de șubunacu, hai să ne aim cu uratul, bă! Măsoră la fereastră, gospodar la dumneavoastră, am venit cu plucușor ca să vă brăzdem în cor. Plucușor cu patru boi, de la porca de la noi, de când seara s-a înserat, noi cu plucul am plecat. Am urat și prin poiane, și-apoi foaie verde, foi, trifoi, astăzi vă urăm pe voi, că am urat acum un an, pe Murici al lui Haldan, pe Ion al lui Firuțe, care mere cu fugăruțe, pe Fănică Țâmnicianu și l-au mers bine în tot an. Foaie verde de primăi, mai slați din zârgălăi și strigați-o la plăi. Ati urat, fama urat, dar nu cred că-mi putea sta, când e un bou de-a fata, și mă tem că le pada pe pristul la dumneata. C-o văzut de la fereastră, cum pe masa dumneavoastră, stă un dit tămai cu coș lângă o cană cu jen roș. Și-o gâscă pe curechi, rumine până la urechi. Gâscă asta bat-o sfântul, de-o notat în gât cuvântul. Geaba șerc, geaba egnesc, nu pot să mai povestesc. Geaba boinii de-mi când îmi faci și gâsca să-mi. Băi, fișor de trei parale, trageți brazda mai la vale, pe la oala cu sarmale. Trageți brazda după șură, pe la oala cu friptură. Hai și pe la murături, a strigați la echeiturile! Dar măi, na, dar ne oprim. Și ani mulți noi vă dorim, ani mulți cu sănătate și cu mult belșug în toate. Câte țărnă în mușunoi, pe o gora de cheaoi. Câte trăiți sunt pe casă, atâția musafiri la masă. Câte chetri sunt fântână, atâția oale cu spântână. Scroafi cu pușei, mâți cu motoșei, opriți plugul, măi, flăcăi, bă! La anul și la mulți ani! Noi, pe căldurile șeli, ne ungeam cu leșii tulburi, ședeam afară la soare cu pielea goală, până se usca șenușa pe noi. Și apoi ne băgam în bistrița din iscăldam. Așa ne învăța să o babă să facem ca să ne treacă de râi. Vă puteți închipui și va să zic a te scălda în bistrița, la Broșteni, de două ori pe zi, tocmai în postul cel mare. Și nici tu junghi, nici tu friguri, nici altă boală nu s-a lipit de noi, dar nici de răi n-am scăpat. Vorba aceea, să ținii ca răia de om. Draga mea, astăzi am pregătit ingredientele pentru un preparat pe care noi o să-l pregătim pentru ajunul Crăciunului. Dacă toți suntem cu o zi înainte de ajun, o să pregătim niște cornulețe de post. Pe lângă prăjiturile de fruct pe care noi le facem tot timpul, trebuie să avem și un preparat, două sau dacă se poate chiar mai multe, de post. Și pregătim aluatul, să facem cornulețe cu măr, cum facem noi abia de obicei. Abia așteptam aceste momente. Cornulețele noastre cu măr și scorțișoară, care știi că sunt atât de dorite de musafirii noștri, dar și de cei ai casei. Avem nevoie de făină, drojdie, zahăr foarte puțin. O să punem peste drojdie pentru a o activa. Atât, este suficient. Da, și facem prima dată drojdia, da. Ia și fă tu, fărâm-o foarte, foarte bine. Și o să punem peste ea, după aceea, foarte puțină apă minerală. Aici facem loc
drojdiei. Și o să pun și puțină sare, dar sarea nu amestecăm cu drojdia. Sarea întotdeauna trebuie pusă pe margine. Să intre în contact cu drojdia după ce a fost bine amestecată cu făină. O să punem jumătate de cană de apă minerală, jumătate de vin. Și mai mult de jumătate ulei. Știi că eu de obicei nu cântăresc, nu măsor așa din ochi, rețetele vin și pe moment, creăm în bucătărie. Nu am, nu-ți dau cantități, tu în continuare vei face tot așa ca și mine. Odată ce ai văzut, se întipărește în mine. Din ochi. Odată terminat aluatul, o să-l punem la dospit. Îl acoperim cu un prosop. Sigur, îl dăm deoparte, pune-l așa la loc călduț, să stea un pic. Iar în timpul ăsta, noi putem pregăti umplutura cu povirlă. Da. Putem să facem aici, că nu este nicio problemă. La măr adăugăm un pic de zahăr, dar foarte puțin. Prefer să le fac cu măr așa, natur, că sunt foarte bune și cu un conținut mai redus de zahăr ajunge. Și nu ne zgârcim la scorțișoară, care este foarte sănătoasă și aduce mirosul Crăciunului. Punem o tavă la cuptor. Da. Și după aceea mai pregătim restul. Cornulețele sunt gata. Bine pregătim. Că le-ai adus. Aranjează-le. Eu o să le pregătesc pe astea la alte. Tu aranjează-le și pudrează-le, că deja așteaptă musafirii noștri. Că nu vrem ca să-și
trăiesc emoția sărbătorilor de iarnă, la fel ca aici la Broșteni. E locul copilăriei mele. Am copilărit împreună cu Alex, care este primarul orașului Broșteni. Alex, eu în copilărie veneam zilnic chiar aici, în locul acesta. Tu, la tine cum era? Tu ești din Cotârgaș. Eu sunt din Cotârgaș, într-adevăr, născut, crescut acolo și, așa cum spuneai și tu, mi-aduc aminte cu plăcere și cu nostalgie de vârsta copilăriei și de vremurile copilăriei noastre și de tradițiile copilăriei noastre. După cum se știe, sunt născut într-o casă de preot, iar în special aceste sărbători erau legate și de partea spirituală și de cea tradițională a sfârșitului de an. Sărbătorile și sfârșitul de an le petreceam în casă, alături de familie și de frați și de surori și de rude. Începeam cu pregătirea și tăierea și tăierea porcului și pregătirea bunătăților din și preparatelor de porc. După care, în sarcina mea era să mă ocup de lemnele care urmau să fie puse în sobă pe toată perioada sărbătorilor de iarnă. Mergeam cu tatăl meu și cu vecinii, cu prietenii și cu verișorii care mai veneau de pe la oraș. Mergeam cu chiralesa, mergeam în ajunul Crăciunului, mergeam cu tatăl meu și în ajunul Bobotezei. Era o bucurie pentru noi să ne adunăm foarte mult și să strigăm chiralesa prin tot satul. Mergeam cu colinda, mergeam cu uratul și, bineînțeles, ca orice copil, nu pierdeam săniușul niciodată. Chiar dacă aici noi am crescut în perioada comunismului, religia a avut un rol deosebit. Noi mergeam la biserică, primeam întotdeauna preotul, avea rolul lui special. Și Crăciunul era ceva deosebit. Noi știam întotdeauna cum să ne pregătim. Într-adevăr, tradițiile acum 30 de ani, sau mai bine de 30 de ani, erau percepute și respectate într-un mod puțin mai tradițional decât acum. Dar să știi că mă uit prin sate, mă uit la vechii mei concetățeni, la bătrânii care atunci erau adulți în toată firea, se depun eforturi și cineva pe aici pe acolo se chinuie să păstreze aceste tradiții în continuare vii. Chiar bătrânii se îmbracă, tineretul din ziua de astăzi se îmbracă în costum popular, se merge cu colinda într-un mod organizat. Cel puțin în această zonă se mai păstrează aceste tradiții și mi-aduc cu drag aminte când eram copil, în fiecare noapte de Crăciun, în ajunul Crăciunului, corul bisericii din Cotârgaș venea și ne colindau în toiul nopții. Ce vei face tu în seara de Crăciun?
Nu știu, poate vă sta cu prietenii, vă sta cu înveșorii, habar n-am. A, mergi cu colindul? Da. Și pe cine colinzi tu? De obicei merg pe ulița la mine, dar mai merg pe în stradă, de acum. Și e seară, nu ți-e frică? Nu, nu mi-e frică. Mai era frică de întuneric, dar acum nu mai este. I-ai scris moșului? Am încercat să-i scriu, dar nu mi-a adus. Mi-a adus ce-am vrut, dar câteva lucruri eșoare. Dar anul ăsta ce ai vrea să-ți aducă? Uite, noi suntem prieteni cu moșul. Caș fără fir, un telefon și mai multe. Cam mai multe. De Crăciun, de obicei, mergem cu Colinda prin sat, pe la rude, prin alte sate. Și de obicei petrecem timpul alături de familie. Știu că pregătiți și spectacole în preajma și săptămâna viitoare veți merge la un spectacol. Cum e? Ce simțiți? Cum vă privește lumea? Faptul că faceți parte din ansamblu? Păi la început avem mari emoții. Lumea ne privește ca niște copii... Mici vedete? Da, ca niște mici vedete care urcă pe scenă și reprezintă orașul. Seara de Crăciun merg cu Olinda și petrec sărbătoarea cu familia. O ajuns pe mama? Ce gătește mama de Crăciun? Ce face? Păi, foarte multă mâncare, pentru că vin ca de obicei multe rude. Și face cozonaci de toate. O ajuți și tu? Da. Bradul? Îl împodobești? Da. Vin colindătorii, cum venea odată lerule, să colinde seara asta minunată lerule. Dar li gurasă și li s-ochi în lacrimi, lerule. Prea degeaba sânge, prea degeaba patim, lerule. Gazdelor creștine, să-i primiți în casă, lerule. Și cum se cuvine, să-i poftiți la masă, lerule. Ni trimite Sfântul să ne încerce mila, lerule. Domnul mare astăzi să-și deschidă vila, lerule. Care-i una dintre cele mai frumoase amintiri ale tale de Crăciun? Venea Moș Crăciun la tine? O, amintiri de Crăciun am multe, foarte multe. Da, venea Moș Crăciun la mine și de unde nu venea, îl mai chemam singurel, așa să spun. Da, amintirile ca orice copil sunt legate și sunt de Crăciun, de sărbători și sunt foarte multe. În principal legate de satul copilăriei mele, ne aflăm în Broșteni, în zona satului Cotrăgașul, acolo m-am născut și am crescut. Și cele mai multe amintiri sunt legate de săniuș, de dat cu sacul pe deal, sacul cu fân, de mers cu schiurile, de cetăți, cazemate, bătăile cu bulgări, de patinoarele artificiale cumva pe care încercam noi să le facem la acea vreme și în special de toată bucuria copilăriei legată de sărbători, de zăpadă, erau sărbătorile și anotimpurile erau un pic altfel și noi chiar ne bucuram de zăpadă poate 5 sau chiar 6 luni. În ultimii ani zona a redevenit o atracție pentru turiști, au început să apară și puncte turistice. Tu ai de gând să construiești o tiroliană? Într-adevăr, zona din punct de vedere turistic a explodat. Noi acum suntem spre finalizarea proiectului și sperăm la începutul anului următor să reușim să devenim stațiune turistică de interes local. S-au deschis mai multe pensiuni și sunt turiști care ce ne bucură cel mai mult că vin la rând, an la rând vin în același loc. Asta înseamnă că le-a plăcut aici, tradițiile sunt primite cu foarte mare satisfacție și de asemenea bucatele și bunătățurile făcute în perioada sărbătorilor. De aceea nici noi am ales în perioada sărbătorilor de iarnă să nu plecăm niciodată de acasă. În fiecare an sărbătorile de iarnă le petrecem în localitatea natală. Scoală gază din pătuț, florile galbe, și ne dă un colăcuț, florile, florile galbe, că mămuca noi.
Crăciunul înseamnă întotdeauna bucurie. Bucuria luminii, bucuria nașterii lui Iisus Hristos și cântecul colindelor. Bineînțeles, dacă discutăm și despre partea de gastronomie, vine așa cu miros de cozonaci și colaci și cu miros de crânați și de portocale și de mere coapte. Ați considerat că trebuie aici, în Broșteni, să duceți aceste tradiții mai departe? Când ați înființat dumneavoastră prima dată acest ansamblu? Cu ani în urmă și ne-au trecut, mai bine spus, mulți copii prin mâini. Au trecut mulți copii prin ansamblu. Lucrez cu domnul profesor Dănuț Andronic de la venirea mea la Broșteni. Dumnealui este mai vechi la școala de la Broșteni și ansamblul înseamnă în primul rând bucuria de a culege folclor, de a învăța pe copii că datinile și obiceiurile și credințele vin odată cu noi, le-am primit de la străbuni și trebuie să le ducem mai departe. Noi, cei prezenți, trebuie să știm să le adunăm, să știm să le păstrăm și să fim capabili să le ducem, să le dăm mai departe. Bucuria Crăciunului, decembrie, înseamnă o lună a sărbătorilor și copiii se bucură să cânte colinde, se bucură să joace capra, pentru că fiecare obicei din ăsta vine din precreștinism. Nu e doar jucatul caprei, da? Are o simbolistică întreagă, cum la fel și plugușorul. Am văzut că unii dintre copii au ei foarte vechi, costumele sunt foarte vechi. Cum le-ați păstrat? De unde le-ați adunat? Nu le-am adunat. Costumele sunt ale lor. Noi avem costume la asociație, care sunt toate la fel, dar multe dintre costume sunt costumele copiilor, le-au păstrat de la bunici, de la părinți, de la mătuși, de la puncheș și noi cred că i-am învățat că trebuie păstrate, că e fondul nostru genetic, costumul popular și să-l poarte cu mândrie. Insistăm pe corectitudinea ținutei, să nu asociem o cămașă dintr-o zonă cu poale din altă zonă și așa mai departe. Știu că participați cu acești copii întotdeauna la festivalurile de profil din zonă, iar în vara asta ați fost chiar la San Remo? Am fost în toamnă la San Remo, în începutul lui octombrie și ne-am bucurat ca noi, cei care am reprezentat România, să fim pe primele locuri. Trofeul festivalului l-a luat echipa de la Maramureș, au fost spectaculoși. Dar și noi ne-am bucurat de un frumos loc întâi. Ce simțiți dumneavoastră în momentul în care îi vedeți pe scenă? Bucurie. Și le-am spus de multe ori că le mulțumesc pentru că m-au lăsat să fac parte din viața lor. Așa uit de ce scrie în buletin când sunt lângă ei și chiar le intru în voie. Trebuie să fim și serioși și sobri, dar dacă nu-i lăsăm să se manifeste, să se bucure,
riscăm să-i pierdem. Și există așa și bucuria de dans de după repetiții, când ei efectiv dansează ceea ce le-a plăcut cel mai mult. De exemplu, la începutul activității de astăzi, când știau că trebuie să veniți să-i filmați, ne întreba, dar noi nu jucăm un pic la Casa de Cultură după toată treaba asta? Ai, că știu turmii diverse și zvării cu